Mamă, băi, dar ce zgomot s-aude de acolo, mai că nu pot să dorm. Vai de capul meu, deci cred că e 3 dimineața și nu pot să dorm deloc. Ia să văd, mă, ce mă deranjează, mai pe mine? Aoleu, dar ce-i cu harababura asta, băi, toate toaletele astea? Cine e responsabil pentru tot? Era acasă! Normal, mă, că eram acasă, că e 3 dimineața, eu dorm la ora asta. E, nu e de dormit, ia ascultă la mine, șefule, eu sunt zeul Skibidi Toilet. Păi nu mă interesează pe mine, mai poți să fii zeul cui vrei tu, eu vreau să mă duc să dorm, da? Așa că o să mă duc, îți închid ușa în nas și la revedere. Bă, băiete, ia uite ce armată am aici, crezi că e mai cool la ora asta? Aoleu, mai, dar voi n-aveți casa voastră, mai voi veniți pe capul meu când vă plictisiți așa? Bă, sincer, te zic da. Mă, așa am trebuit dacă mi-am ales eu casă în deșert. Vin toți dubioși pe aici. Ia, vrei să zic o chestie cum te mai culci? Vrei să fac o magie? Ia, mă, ia arată o magie să văd că sigur nu faci tu nimic cu bagheta aia. Ei, zi acum. Bă, ia, nu vrei tu să faci mai bine o magie să dispară toate astea de aici, să mă duc și eu liniștit? Uite că am pus ploaie cu acid. Nu-i nimic, mă, că uite, deci casa mea rezistă la orice. Uite, poți să faci tu cu bagheta aia ce vrei tu, că mie nu-mi dai jos ușa asta de aici, ia. Să văd eu ce poți să faci tu să-mi dai mie jos ușa. Îi dau jos ușa? Poftim! Vai de capul meu, mă. Bă, dar eu sper că voi plătiți după pentru toate stricăciunile astea, nu? Adică nu veniți așa și vă bateți joc. De fapt a venit special pentru tine, am înțeles că ești unul din cei mai puternici de pe acest pământ. Și vreau o confruntare cu tine. Da, mă, da, e adevărat, dar numai că eu știi că eu nu mă confrunt așa pe degeaba, trebuie să fie și o miză. O miză? Îți dau bagheta mea magică. Poți deveni un Dumnezeu. Bine, s-a făcut. Dacă cu bagheta aia pot să vă fac să dispăresc toți, eu mă bag. Hai, vină încoa. Mergi în colțul din cealaltă parte de acolo. Colțul ăsta? Nu, mă, colțul din fața mea, băi. Dar nu știu, că mă simt un pic cam intimidat de băiatul ăsta. Uite ce dinți ciudați are. Poate mă mușcă de spate. Hai, liniștit. Poți să dai startul când vrei tu. Noi nu ne supărăm. Să dau eu startul? Bine. Pe locuri, fiți gata. Și... start. Deja ai murit? Nu, mă odihnesc puțin. Bă, da, gata, mă, hai că am râs și noi am glumit, dar de acum cam întreciți măsura. Ți-a plăcut concursul? Eu am câștigat. N-ai câștigat, mă, că ai trișat, am văzut eu că l-ai pus pe băiatul ăsta să mă împingă în spate, nici măcar n-ai dat tu. Păi, a fost ceva în reguli? Scris? Păi da, mă, că ai zis confruntarea are unul la unul, tu de-aia ești tu, mă, că ești fricos, mă, de-aia n-ai vrut tu să mă bați. Eu fricos, bă, băiete, băi. Nu ai pe nimeni, bă, tu ești doar un băiat singuratic. Nu-s, bă, singuratic, bă, că bebelușul s-a dus după lapte și nu s-a mai întors, dar eu cred că o să se întoarcă. Să crezi tu mult și bine. Și acum o să te terorizăm pentru totdeauna. Bă, dar nu mai pot, bă, de ce să mi se întâmple mie atâtea, mai numai necazuri? Vin toți să sară în capul meu, bă, și stau aici singur în deșert, nu mai pot. Dar măcar... uite-te că am un prieten, mă. Măcar băiatul ăsta e cu minte și vrea să mă înțeleagă, nu-i așa? Toaletă Skibidi neagră. Bă, băiete, eu am venit aici doar să mă cac. Lasă-mă în pace. Bă, au ajuns ăștia să caci la mine în casă, mă. Chiar așa, mă, să bat jocura lor, bă. Să mă ajute cineva. Bă, ce se întâmplă cu ăștia, mă? Cad așa deodată. Fac atac de cord. Explozii, chestii, măi. Bă, asta înseamnă un singur lucru. Cred că Batman a venit să mă salveze. Trebuie neapărat să-l găsesc să-i mulțumesc lui Batman. Că văd că m-a salvat de toate toaletele astea nenorocite. Ia uite în spate. Bă, bebelușule, dar unde e Batman, mă? Că vreau să mă duc să-i mulțumesc. De ce, mă? Păi, bă, el m-a ajutat să scap de toaletele astea. Bă, tu n-ai văzut că eu le dau cu pumnii? Du-te, băi, de aici, acum să-l dai tu cu pumnii, mă, la toate. Păi uite, bă, că i-am bătut pe toți. Mamă, bă, dar ți-o dat multă forță laptele la care te-ai dus după el. N-am fost, mă, după lapte, am fost în munți să mă antrenez cu cei mai buni șaolini.
Păi și pe mine m-ai lăsat singur aici. Vreau și eu să mă antrenez să fiu cel mai bun. Lasă că nu-ți trebuie să-i... Nu poți fi doi, trebuie să fii doar unul cel mai bun. De acela sunt eu. Nu știu, bă, nu prea-mi convine ce zici tu. Ei, nu-ți convine, trebuie să-ți convine, nu mă interesează. Acum, eu sunt șeful casei și tu faci ceea ce spun eu, ai înțeles? Păi, bebelușule, nu crezi că ai tu cam mult tupeu cu scute cu pitine, așa, mirosind a caca? Auleu, stai că am glumit cu scutecul. Bebelușule, dar ce s-aude, mă, te-ai apucat de cânta melodii schibidic, aud ceva. Nu, eu nici nu știu să cânt, mă, eu safon. Și atunci ce s-aude? Bă, cred că ăla din spatele tău, nu știu ce cu el, cred că a rămas. În spatele meu cine să rămână? Mamă, băi! E toaleta asta schibidic vrăjitor. Uiți, ce ați făcut aici? Ce-ați omorât pe tot? Nu i-am omorât pe toți, au venit Batman și i-am omorât pe toți, eu cu bebelușul suntem nevinovați. Da, suntem nevinovați, bă, deci o trecut și-o luat-o încolo, bă, încolo, sus, în aer, spre cer. Acolo s-au dus 30.000 de kilometri, dar du-te repede până nu îi pierzi. Veți, ascultați bine la mine. Eu nu sunt prost, eu sunt un Dumnezeu. Așa că închinați-vă acum în fața mea. Ce să facem, mă? Ia uzi, bebelușule, ce vrea ăsta să facem, ci că să ne închinăm în fața lui. Auzi la el, bă, dacă nu ne închinăm, ce o să faci? Auleu! Bă, mă, fuc cu găină! Auleu, auleu! Fugi de acolo, mă, că o să te facă KFC acușa! Auleu, picioarele mă dor și coastele! Băi, bebelușule, scoală că ne-am luat bătaie rău de tot! Băi, eu meditam, mă! Du-te, băi, care meditai, chiar ai în comă de la câtă bătaie ai luat! Păi, se numește meditat la mine! Bine, mă, hai că văd că deja vorbești prostii de la câte bătăi ți-ai luat în cap. Un butoi de bere, ce ăsta e? Nu, bă, stai! Auleu, bă! Ăla nu era butoi de bere. Ăla ne-a pus acolo un butoi ca să ne bubuie în sus, să-și bată joc din noi. Ia uite, bă, că ne-o-și închis aici, unde? Bă, ne ține ca pe animale, mă. Ca pe animale, dar nu, eu nu sunt animal, bă. Dă-mi drumul, dați-mi drumul. Ei, bă, discutabil. Hai să-l ubeți. Bă, dă-ne drum acum, dacă nu te împuși. Băiți, ați mai încercat voi scheme de-astea cu mine, știți că nu vă merge. Ia, stați un pic să fac o poză. Bă, mi face poză asta, bă. Îți fac și eu o poză, bă. Dar, bă, dar ce să faci? Ce să ne facă, bă, ăsta cu pozele noastre? Bă, ia zi, mă, ce vrei, să ne faci cont de OnlyFans? Bă. Bă, o dispărut, bă. A, nu, băiți, erați după un prolex, am găsit un cumpărător la 10 lei. Bă, 10 lei vrea să dea pe noi, mă. Cum, mă, eu să valorez numai 10 lei? 10 lei? Păi, cam atât valorați, băieți, nu știu, nu mă încântați cu nimic, sunteți legi. Ce ai zis, bă, băiatule? Bă, stai, calmează-te, bebelușule, că o glumi și el, nu trebuie să ne omori pe toți acum din nervi. Nu, mă, că eu mă controlez cu nervi acum. Sunt mai calm, sunt ok, am scos asta doar de intimidare, să ai liniște. Mă, am înțeles, mă, că ai venit din munții Shaolin, de acolo cu... Se sună cu natura acum. Băi, ascultă la mine aici. Bă, mai minți, bebelușule.